Da? Bună ziua tuturor! Bună ziua, stimați orășeni, chișinăuieni! Astăzi noi ne aflăm în fața Procuraturii Generale, unde urmează să depunem un denunț pe factori de decizie din Primăria Municipiului Chișinău. Ori noi, în ultimele 3 luni de zile, am văzut mai multe lucruri care au ridicat semne mari de întrebare referitor la faptul despre cum se respectă legea privind finanțele publice în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău. Deja mai bine de o lună, Primăria Municipiului Chișinău operează în baza unui buget provizoriu, buget care are bani pentru mai multe programe municipale importante pentru oamenii din Municipiul Chișinău, dar în același timp am văzut cum se închideau grupele cu program prelungit, cum se reduceau salariile asistenței personali. Am văzut cum acum nu se ofereau compensația la căldură pentru cetățenii din municipiul Chișinău care au nevoie de acest suport din partea primăriei municipiului Chișinău. Și cel mai important, bani pentru toate aceste programe municipale sunt în buget. Deci noi avem peste 176 de milioane de lei pentru asistență personală, pentru programul de asistență personală și asistență personală pentru copii. Avem 150 de milioane de lei pentru compensația la căldură. Avem 18 milioane de lei pentru grupele cu program prelungit. Bani care acum stau în aer în bugetul municipal, iar oamenii din municipiul Chișinău care au nevoie de acest suport din partea primăriei, la momentul actual nu beneficiază de dânsul și noi considerăm că asta este o încălcare gravă a drepturilor oamenilor din municipiul Chișinău. Din acest considerent, noi am pregătit împreună cu colegii din fracțiunea PAS un denunț la Procuratura Generală să investigheze modul de elaborare a bugetului municipal Chișinău, pentru că noi am găsit mai multe încălcări a legii privind finanțele publice, precum au fost introduse linii noi de buget pentru programe noi, ori legea nu permite așa ceva, au fost schimbați parametri bugetari, au fost incluse mai multe programe municipale cu care trezesc semne mari de întrebare și noi astăzi vom cere ca Procuratura Generală și instituțiile responsabile din domeniul de drept să verifice modul de întocmire și mai mult modul de utilizare a banilor publici din bugetul municipal provizoriu. Ori, într-un oraș sănătos, într-o administrație publică locală normală, Consiliul Municipal trebuie să aprobe bugetul pentru anul viitor. Lucru care nu s-a întâmplat în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău, iar bugetul undeva încă este ascuns printr-un sertar, se prăfuiește și oamenii încă nu pot să vadă care e proiectul de buget pentru anul 2024. Aici este demersul și documentele anexe pe care urmează să le depunem colegi din fracțiunea PAS și vom cere ca să se investigheze fiecare aspect și fiecare punct din lege, pentru că noi am menționat toate punctele de lege care au fost încălcate la elaborarea și la punerea în aplicare a bugetului public municipal pentru anul 2024. Mai mult, noi vom veni și pe data de 8 februarie la ședința Consiliului Municipal și vom cere ca să fie făcută dreptate oamenilor din cadrul municipiului Chișinău care trebuie și merită să beneficieze de toate programele care sunt acum în municipiul Chișinău și mai ales că bani sunt în bugetul municipal. Întrebarea, ce se întâmplă cu acești bani? Mai mult, noi am văzut și un lucru foarte îngrijorător, ori acum Primăria Chișinău are credite de sute de milioane de lei, numărul banilor care trebuie să le dăm s-a dublat comparativ cu anul precedent și urmează să investigăm și acest caz, ce credite au fost luate, de unde au fost luate. Noi am spus mai mult în cadrul unei conferințe de PRS, dar vom reveni ulterior cu mai multe informații la acest subiect. În acest considerent, acuși și în curând, noi ne apropiem colegi din fracțiune, vom depune denunță și vom cere ca organele de drept să investigheze toate etapele care le-au trecut Primăria Municipiului Chișinău la elaborare și la punerea în aplicare a bugetului municipal pentru anul 2024. Ori, dezmățul care se întâmplă în cadrul Primăriei Municipiului Chișinău nu mai poate fi tolerat, iar cetățenii merită să primească acele investiții, acei bani pentru programele la care ei beneficiază. Ei merită să aibă grupe cu program prelungit, părinții își poată duce copiii în siguranță, ei merită să aibă un asistent personal care are un salariu decent, nu în jumătate, ei merită să aibă compensații la căldură, să nu aibă facturi extravagante, pentru că an la rând primăria a achitat compensații la căldură, iar anul este prima dată în istorie când primăria nu achită această compensație. Deci aceasta este pe scurt despre ceea ce am dorit să spunem împreună cu colegii de fracțiune. Aici este dosarul care noi acum ne ducem și îl depunem la procuratură. Dacă sunt întrebări, vă răspundem cu drag. Dacă nu, vă mulțumim că ați venit și fiți cu ochii pe noi, pentru că noi cu fracțiunea PAS vom cere în continuare ca să fie făcut dreptate oamenilor din municipiul Chișinău. Dar vă mulțumim!